Toții, în special că a fost perioada sărbătorilor de iarnă, de rit vechi, este vorba de Crăciunul Pistel vechi, și foarte multă lume a călătorit, în special la țară, o bună parte din noi suntem de la țară, eu inclusiv. Eu am fost, am reușit să merg la mama la Călugărfălești, uh -huh. pe timp din insoare, și am ajuns cu bine. După care m-am întors înapoi și am fost la Costieștea la Loveni, iarăși cu bine. Drumul era practicabil. Transportul public mergea. Uh -huh. Nu a fost stat, inclusiv în Fălești, inclusiv spre Chișinău. Respectiv, era practicabil. Ceea ce am văzut în Chișinău când am traversat Chișinău era total altceva. Transport public stat, oameni care mergeau acasă trei ore pe jos, prin nămieți, prin zăpadă și așa mai departe. Acum de și nu, la nivelarea, tional... nu nu s-a circulat. Nu, dacă mi amintesc eu bine, cel puțin în prima zi și la Bălți a fost stat transportul public. De acord, întrebarea de este eu, eu asta încercam uh -huh. și să spun, că într adevăr zăpada a fost foarte mult. Uh, și uh, nimeni nu își făcea iluzii că uh, în prima zi se vor uh, îmbunătăți situația uh, atât pe carosabil cât și pe trotuare. Uh, problema este alta. Nu trebuie să fim mincinoși. Nu trebuie să minți. Nu trebuie să minți că la tine tot e bine și ok, că ești pregătit full. După care ajungi și vezi că vine zăpada și îți dai seama că n-ai făcut față. Și după asta, în loc să iei măsuri după ce ai văzut că nu reușești, faci live-uri pe Facebook-uri, în loc să pui mâna pe pic și scrii demersuri. Scrii demersuri, demersuri către, către cei trecini. demersuri către cei care te pot ajuta, despre care te mior la ei că nu te ajută. De exemplu, către armată, către Ministerul Apărării. De exemplu, către uh, Ministerul de Interne. Uh -huh. către GSU. Ca să te ajute. Pentru că tu te plângi că nu te ajută, dar tu n-ai făcut nimic pentru asta. Exact ca cel care vrea să câștige la lotul, dar nu cumpără bilete. Deci tu scrii omule și după care o să fie ajutat. Dar tu, pe de o parte, nu vrei să recunoști că nu reușești, dar pe de altă parte, vinoști toți ceilalți din jur că sunt vinoveți de cei că tu nu, o să, nu, nu, nu să da, o să Ca să începem discuția, vreau mai întâi o opinie din partea tuturor invitați, după asta o să pornim discuțiile așa mai interactive. Domn Chirondă. Cum ați văzut dumneavoastră? Ați călătorit în această în perioadă afară în afară? Nu, am fost. Uh -huh. Dar în oraș, deja este că, că al 10 ani ani, când monitorizez situația, și am văzut diferite uh, administrații, să zic așa, inclusiv în care și eu am participat. Inclusiv cu celălalt primar. Așa de slab, uh, da, inclusiv cu același primar. Da. Adică asta și mă miră că uh -huh. în 2020, iarna 2020-2021, uh, a fost alt fel de organizare. Adică asta și de mirare. Nu fac comparații între acest primar și alți primar. Eu așa gestionare slabă n-am văzut. Și nu vorbesc despre prima zi. Că e normal. E prima zi atunci când abia ninge nu se oprește. Dar noi deja, iată, astăzi se finalizează a treia zi de când s-a oprit zăpadă. Din soare. Iar strezile, arteriile mari din oraș în continuare că am rugat ieri cetățenii să îmi transmită mesaje cu fotografii, cu video din diferite zone de oraș. Mă gândeam că numai la mine în raion, acolo în telecentru nu s o curățesc. Dar peste tot în oraș sunt astfel de probleme și oamenii singuri spun că de obicei a treia zi deja era practicabil, circulabil. Și acum nu avem. Eu bănuiesc că pur și simplu s-a mizat pe încălzire rapidă ca și data trecută, înainte de sărbători, când a nins atunci puternic no, și fix a doua zi s-a topit și băieții cumva s-au relaxat și au zis că ei hey, de data asta poate la filosofie, Dar nu înțeleg de Bun, ce. Dar pentru nu puteau că... să se gândească pentru că aveau prognoza meteo care da, arăta exact, foarte a fost clar a fost că va mediu, Era da. clar că, și așa apropo și nu am înțeles, nici la nivel local, nici la nivel de țară, a fost asta situație excepțională sau nu? Pentru că avem diferite proceduri. Dacă este situație excepțională, este o calamitate, așa cum se spune, există un protocol care spune cine și de ce este responsabil. Se conectează IGSU, armată, toate structurile posibile, se contractează tehnică de la privat și așa mai departe. Dacă nu este situație excepțională, atunci discutăm despre alte lucru. Pe de o parte, noi am avut închideri de școli, stopare de transport public, deci ca în condiții de... Situații excepțională. Au avut convocate comisii de situație excepțională. Da, la Chișinău doar. La da, măsuri de da, înlăturarea consecințelor, uh -huh. ca și în situații excepționale nu au fost. Și am mai discutat cu persoane care s-au ocupat de gestionarea, organizarea acestor lucrări uh -huh. în perioadele precedente, sub alte administrații și au spus că așa, deci dezorganizare nu a fost. Cineva spunea pur și simplu că ei uh, nu au uh, pregătit nici măcar tehnica și capacitățile existente pe care le are primărie. Adică, ce înseamnă au pregătit? De exemplu, Leau. nu toată tehnica era transferată pe regim de iarnă. Multe din aceste aparate speciale de uh, mici, vorbesc de cele de mici dimensiuni, care lucrează spații verzi, direcția uh -huh. locativ-comunală, erau setate pe regim de curățare a străzilor uh -huh. și nu pe regim de, da, cu da. lopata asta care strânge zăpada. Nu am văzut uh, material antiderapant presărat înainte ca să înceapă zăpada, așa cum... Se facea de obicei, ca să nu se formeze acel, acel poliei, mm -hmm. ca mașinile, chiar dacă este un strat de zăpadă, mașinile pot Dar să... Dar când, când puteau să-l presoare? Pentru că noi am, ne amintim cum era. A fost vine, ploaie, data de șase. Da? a fost, a început să plouă a și treptat ploaia s-a transformat în zăpadă. Am sare. văzut, mm -hmm. chiar și în perioada când eram la primărie, am fost odată cu inspecții la ex am văzut că ei pregăteau materialul ăsta... Uh -huh. uh, antiderapant, mixul ăsta de sare și nisip uh -huh. și îl un aer liber pe teritoriul acolo. Evident că după câteva ploi, sarea asta s-a spălat și a rămas numai nisipul respectiv deci, lucruri de, 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 de genul ăsta care pur și simplu demonstrează că așa numitul management și super eficiență administrativă, nici pe departe nu e la primărie. Din asta credeți că asta s-a întâmplat? Din ce cauze? Eu nu cred că autoritățile locale au vrut să arate prost nu în această nu. situație. Au mizat pe, vă spun, pe topire, așa cum a fost data trecută. Uh -huh. O să avem patru, câteva mașini care de obicei sunt gata uh -huh. și o să facem cu ele foto-video ca să arătăm că se curăță, uh -huh. după care. Ok, Sau am tot... înțeles. Dumneavoastră a fost foarte clar legat de ce s-a întâmplat în Chișinău. Cum vi s-a părut, din ceea ce ați văzut eventual în știri, că -a, că, cum s-a administrat în țară? Eu, acum, de data asta n-am circulat pe trasee, uh -huh. am fost data trecută, când a fost în soarea, am la, de la Ștefan Vodă chiar a doua zi. Da. Și a doua zi dimineață, practic, toate deci traseele naționale, ieșirile mari din localități erau curățite. Am ajuns, am mers uh -huh. încet, dar am ajuns. Adică aceste structuri regionale, uh -huh. da, nu știu dacă putem compara uh, suprafețele pe care le-au de întreținut, accesele spre localități, spre sate care sunt vitale pentru, uh, iarăși, uh, serviciile de uh, speciale, sigur, deci uh -huh. medicale și așa mai departe.